Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. O am și pe Sofie cu mine. Astăzi este sâmbătă, iar mâine o să fie Paștele aici în Anglia. Așa că noi mergem să facem câteva cumpărături. O să facem o masă de Paște la noi acasă. O să merg la The Range ca să fac cumpărături pentru decor. Vreau să pregătesc frumos masa și mai am ceva cumpărături de făcut și de mâncare. Și da, astăzi o să fie o zi lungă de cumpărături, de făcut mâncare, de făcut decorațiile. Și o să vă iau cu mine astăzi. Noi am parcat, o așteptăm și pe Iulia. Hai că vine și mama. Hai în față la magazin, Sofie. Acolo. Trebuie să cumpărăm... Stai, tămânița. Trebuie să cumpărăm decorații pentru masa de Paște, Sofie, da? Mă ajuți? Vrei să mă ajut să găsim decorațiuni frumoase? Decorații? Da. Să punem pe masă frumos. Place părul tău, e foarte lung. Am terminat cumpărăturile la The Range și acum mergem la Tesco. Mai avem ceva cumpărături pentru mâncare. Stai puțin, Sofie, să-mi dau părul, poate vântul. Și am luat-o și pe Sofie cu mine și mergem să terminăm cu cumpărăturile. Este greu, Sofie, nu? Să mergi toată ziua la cumpărături. Mai poți? Nu. Nu mai poți. Astăzi am venit de la cumpărături și am avut destulă treabă pe acasă, așa că nu am mai reușit să filmez nimic, dar între timp am editat un vlog pe care am reușit să-l pun chiar acum câteva minute, așa că acum vreau să vă arăt un pic ce cumpărături am făcut astăzi din The Range. Am fost și în TK Maxx. Am cumpărat ceva lucruri de acolo, dar pentru că mi-am cumpărat mai multe hăinuțe, mă gândesc să fac un video separat doar cu hainele pe care le-am cumpărat în ultima perioadă, pentru că am o comandă de la New Look, mai am câteva rochițe, am și cumpărăturile pe care le-am făcut astăzi la TK Maxx, așa că voi face un video separat cu haine. Și da, haideți să vă arăt ce am cumpărat. Aceasta este punga de la The Range. Avem această față de masă. Este o față de masă foarte faină. Este așa ecru se numește. Este un alb mai închis. Nu este nici crem, dar este cumva între nuanțe. Și este pentru 4-6 persoane. A fost în jur de 7 lire. Trebuie să o scot pentru că mâine o să o folosesc. O să folosesc tot masa pe care am folosit-o la Crăciun. Dar... este un pic mare și nu aveam nicio altă față de masă. Vreau să văd cât de mare este aceasta. Dar cred că o să vină bine. Vreau să o calc pentru că vreau să stea bine pe masă. Nu știu dacă v-am spus, dar mâine o să facem un fel de masă la noi acasă. Așa că eu o să mă ocup cumva de decor și fiecare o să aducă mâncare de acasă. Priscila a zis că o să facă cozonaci, cum nata mea Iulia a zis că o să facă sarmale. Eu o să fac un tiramisu și o să fac și drop cu carne de pui și ficăței. Am mare emoții pentru că nu am mai făcut înainte, așa că sper că o să iasă bun. Haideți să vă arăt ce am mai luat. Am luat acest parfum de cameră. Este cu Water Lily and Garden Rose. Miroase foarte fain. L-am mirosit în magazin și este așa foarte fresh. Miroase a flori, dar flori atunci când încep copacii să mugurească. Miroase foarte bine, nu știu de ce nu pot să-l deschid. Am reușit într-un final să îl deschid. Acestea sunt bețișoarele. Să scot și sticla. Și așa arată și sticla. O să îl pun la mine în cameră. Am aceste două boluri mici. Am luat un set așa de două. Acesta este un pic mai mare. Este așa cu albastru la exterior și înăuntru.
este galben, are ceva floral așa galben. Am luat și unul mai mic, este exact la fel, dar mai mic. Acesta mare cred că a costat 1,50 lire, 2 și acesta până într-o liră. Și mi-au plăcut pentru că mâine vreau să fac ceva și sosuri, pentru că o să avem și un platou cu aperitive, așa că acestea vor arăta foarte bine pe masă. Aici avem un coș, am și bonuri. Acesta este tot din The Range. Mi-a plăcut că este așa un pic mai ridicat. Mă gândesc să vopsesc ouă. Ieri am fost la un magazin aici în Burton, un magazin românesc, și am găsit colorant pentru ouă. Și dacă tot avem colorantul, am luat și ouă și am luat și acest coș. Mă gândesc să le vopsesc în seara aceasta și mâine să le pun aici în coșuleț. Mă gândesc că s-ar vedea foarte bine. Acesta cred că a fost în jur de 2-3 lire. Foarte fain, mi se pare. Și cred că mai am un singur lucru. Este această farfurie. Este așa în formă de frunză. V-am spus că mâine mă gândesc să fac și ceva aperitive. Am gândit să am și așa un platou. Cam acestea au fost cumpărăturile din The Range. După cum v-am spus, am fost și la TK Maxx. Nu o să vă arăt rochițele, hainele pe care le-am cumpărat de acolo. Erau reduceri foarte mari, de aceea mi-am și luat așa multe haine. Dar o să vă arăt cana pe care mi-am luat-o. Este superbă, mi-a plăcut atât de mult. Acesta este printul pe care îl are. Așa este și în interior și mi-a plăcut foarte mult că este așa primăvăratică. Îmi plac și detaliile acestea de pe cană. Sunt așa cu roz, albastru și cana nu este uniformă. Îmi place foarte mult și abia aștept să o folosesc. A costat 4 lire. Da, Ethan? Da, Ethan. A venit și Ethan. Ce faci? I first underrated my bunny, but I never... You play with bunny? Yeah. A venit și Ethan la mine în cameră să vadă ce fac. Mititorul a fost bolnav zilele acestea. You feel better now? Yeah. Simți mai bine? Iar aici, în cutia aceasta mare, am o comandă de pe Ring Kit. Ethan arată bonul. Nu, iubită, nu arată în bonul. E ok. Da, deci această cutie mare este de pe Ring Kit. Am dat comanda acum o săptămână și ceva, dar pentru că eu nu am fost acasă, sora mea mi-a adus-o în cameră. Thank you, Ethan. Do you want to help me with the box? Vrei să mă ajut cu cutia? Stai să întorc aici camera. Ethan se joacă cu camera. Dar am dat comandă de o oală. Nata mea, Iulia, a găsit o oală la reducere pe Ring Kit. O oală din aceea de făcut pâine. Nu știu dacă ați văzut penultimul vlog în care vă ziceam eu de marea mea problemă. Am fost la foarte multe magazine și nu am găsit oală din aceea pentru făcut pâine. Dar cum nata mea a găsit online această oală. Lângă oală am mai dat comandă de încă ceva și o să vă arăt imediat. Am dat comandă de acest bol. Mi-a plăcut foarte mult cum arăta și chiar aveam nevoie de un bol, plus că erau și reduceri foarte mari. Acesta cred că a fost în jur de 2 lire și ceva. Îmi plac foarte mult aceste detalii și cred că a fost realizat manual, dacă nu mă înșel, așa scrie acolo pe website. Cutia aceasta este foarte mare, dar nu are așa multe lucruri în ea. Am mai comandat această... Cum se numește? Mereu uit cuvântul. Cred că se numește carafă. Sper să nu mă înșel, dar nu-mi vine cuvântul în minte. Am luat-o pentru că mâine vreau să fac limonadă și aveam nevoie de ceva mai mare. Eu mai am una pe care am cumpărat-o din Ikea. Una gri, dar este un pic cam mică și dacă mâine o să avem familia, am zis să fac mai multă limonadă. Așa arată. Mi-a plăcut foarte mult aceste detalii pe care le are. Este foarte faină și aceasta a fost la reducere. Cred că Priscila, dacă nu mă înșel, are tot setul de pahare pentru că este o companie
care este renumită cumva pentru acest model de pahare, de căni, de carafe și este foarte faină. Următorul produs. Aici avem un set de pahare. Este un set de 6 pahare. O să scot un pahar ca să vi-l arăt. Mi se pare o idee foarte bună de cadou, sincer să fiu, să dați cadouri pahare. Mie mi-ar place să primesc lucruri pentru casă și pahare, pentru că paharele la noi se sparg foarte ușor, nu știu cum reușim. Așa arată paharul. Este foarte simplu, are doar câteva detalii aici jos, iar acest fund este așa un pic mai îngust. Am luat un set de 6 pahare pentru că aveam nevoie. Trebuie să le duc jos pentru că trebuie să le pun în mașina de spălat vase și mai am două lucruri. Să vedem ce avem aici. Aici avem o lingură. Am comandat să fie cumva set cu bolul pe care vi l-am arătat mai devreme. Eu folosesc foarte mult această lingură. O pun mereu lângă aracaz. Mi se pare foarte practică. Înainte nu o foloseam, dar să știți că mi se pare foarte utilă. O să pun linkul în descriere, cel de la compania pe care o vedeți aici, de la Ringkit, pentru că au foarte mari reduceri și această lingură cred că a fost o liră, o liră și ceva. Îmi place foarte mult designul, îmi place foarte mult așa estetic, foarte frumoasă și îmi place și că vine așa cumva în set. Foarte faină și piesa de rezistență, să spun așa. Vai, dar ce grea este! Foarte grea. Să vă arăt motivul pentru care am dat această comandă. Este această oală pentru pâine din cast iron, din fontă. Eu am o oală din aceasta albă pe care am cumpărat-o de la Sainsbury's. O am în caravană. Am mai cumpărat oala aceea de la Sainsbury's, una portocalie, care este un pic mai mare, este de 5 litri și ceva. Și pentru că v-am spus povestea cu capacul, încă nu am reușit să gândesc cam ce aș putea să fac totuși cu capacul, dar sigur Timotei o să rezolve problema. M-am gândit totuși să mai dau comandă de o oală. Eu pe oala aceea am dat 45 de lire și am văzut că pe Ringkit erau reduceri foarte mari. Pe oala aceasta am dat 28-30 de lire. Și este tot așa mare, foarte fain, îmi place culoarea aceasta, este superbă, este un albastru atât de fain. Și este destul de mare, tot așa, cam 5 litri. O să vă las, v-am spus, link-uri în descriere în cazul în care sunteți interesați să cumpărați. Eu am mai luat o oală pentru că m-am gândit ca într-o oală să fac de mâncare, pentru că acestea din fontă sunt foarte bune și sunt recomandate, pentru că nu lasă în mâncare nimic chimic și, da, sunt foarte bune, foarte sănătoase, iar pentru că eu vreau să fac pâine acasă, m-am gândit că o să-mi fie de folos să am o oală acasă pentru pâine și una pentru mâncare. Pentru că pot să o pun și pe aragaz, iar după ce termin de făcut pe aragaz, pot să o pun direct în cuptor, fără să mă chinui să mut dintr-o parte în alta. Și da, aceasta este oala, v-am spus că este foarte mare și este foarte, foarte grea. Să-i pun și capacul. Wow! Îmi place foarte mult culoarea. Așa arată în toată splendoarea ei. Mă bucur că am reușit să o cumpăr și că am mai găsit-o pe stoc. Și dacă am acestea, sunt cumpărăturile pe care le-am făcut. Planul acum este să merg jos. Trebuie să mă apuc de drob. Vreau să încep cu drobul de pui și ficăței. Și după aceea o să fac și tiramisu cu căpșuni. Așa că ne vedem imediat jos în bucătărie.
A venit jos la bucătărie și am pus ouăle la fiert. Am și ouă românești pentru că a fost la magazinul românesc, dar am și ouă de aici din Anglia și le-am șters foarte bine cu un șervețel cu alcool. După aceea le-am clătit foarte bine și acum sunt la fiert, iar după aceea o să le colorez cu roșu și albastru. Aici am ficatul, l-am pus să-l prăjesc în unt ghi pentru că nu mai am ulei de fara soarelui și o să-l las așa să se prăjească un pic, cam 15 minute, mă gândesc eu că ar trebui. Am adăugat carne de pui fiartă peste acest ficăței și o să-l las să se prăjească un pic împreună, iar după o să adaug ceapă verde. Usturoi verde, din păcate, nu am găsit în Anglia, dar o să adaug ceapa. S-au terminat ouăle de fiert și am aici 700 de ml de apă fierbinte. Am această pastă roșie pentru colorant. Și aici am oțet, am din acesta red wine, nu știu de ce nu mai am din acela normal, dar o să pun această culoare înăuntru, iar după aceea o să pun 4 linguri de oțet și după aceea o să adaug câte un ou pe rând. Așa arată ouăle. Mi-au ieșit chiar foarte bine. Le-am scos din apa cu culoare și le-am pus aici la uscat, iar acum le-am dat cu ulei. Arată atât de bine. Aici le-am pe cele roșii, iar aici le-am pe cele albastre. Le mai las un pic să stea cu uleiul și după aceea încerc să le mai șterg un pic pentru că am pus un pic cam mult ulei. Iar aici am aproape tot ce-mi trebuie pentru drop, mai am pătrunjelul pe care o să-l pun mai târziu. Acum îl las să se răcească în oală și după aceea o să-l pun în termomix și o să îl mărunțesc, iar după aceea o să-l pun în formă. Arată atât de bine, nu știu dacă vă plac genul acesta de organe, dar mie îmi plac foarte mult și mi-era foarte dor să mănânc. Abia aștept să-l termin de făcut. Am terminat cu ouăle și ia uitați ce frumos arată în acest coșuleț. Îmi plac așa de mult cum au ieșit, chiar au ieșit așa colorate și lucioase, că le-am dat și cu ulei. Sunt foarte mândră de ce am reușit să fac. Sunt superbe, dar nu prea am timp de stat, așa că mă apuc de următoarea treabă. Așa arată compoziția mărunțită, am adăugat și pătrunjelul, iar aici am o tavă pe care am dat-o cu unt și după aceea cu pesmet. O să pun jumătate din compoziție, după aceea o să pun ouă fierte și încă un strat de compoziție, dar vă arăt imediat. Așa arată și cu ouăle puse aici pe mijloc, iar acum o să pun toată compoziția pe deasupra. Dropul este gata, am pus și puțin unt pe deasupra și acum îl pun așa aici la cuptor. O să-l las la 180 de grade pentru 40 de minute, dar o să mai verific între timp. Am făcut curat pentru că mie nu-mi place să am aragazul murdar, așa că o să trec să fac tiramisu. Acum o să pun aceste căpșuni într-o oală și o să adaug un pic de zahăr și puțină zeamă de lămâie.
Doar ce am scos și dropul din cuptor și așa arată. L-am pus aici ca să se răcească. Arată foarte bine. Vai, nu știu dacă pot să rezist până mâine să nu gust, dar cred că o să tai o bucățică mică. Mi-este prea poftă. Și acum mă întorc la tiramisu, pentru că mai am de ansamblat și aproape termin. Prima tavă de tiramisu este gata. Am găsit în sfârșit pudră din aceasta de căpșuni. Îmi place foarte mult cum se vede. Exact cum îmi imaginam. Acum o să o pun la frigider și o să fac a doua tavă. Am terminat și cel de-al doilea tiramisu. Așa arată. Așa de mult îmi place cum se vede cu pudra aceasta roșie, superb. Iar acum o să-l pun la frigider. Este foarte târziu, dar mă bucur că am terminat treaba pe care mi-am propus-o în seara aceasta. Am pus o tură la mașina de spălat vase, am mai pus câteva vase în ghivete. Am reușit așa în mare să fac și curățenie și acum mă duc să dorm. Așa că sper că v-a plăcut și acest vlog și ne vedem în vlogul următor. Pa!